extraordinară din luna mai. Dau citire proiectului de ordine de zi pe luna mai din ședința extraordinară. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cheltuielilor legate de proiectul modernizare sistemului de iluminat public în oraș Târgovna, județul Bacău, în cadrul programului de sprijinire și eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, inițiator primarul orașului Târgovna. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Târgovna, județul Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor, cu vot bituminos, executare șanturi și acostamente pe sectorul de drum și rețea DG116 de la kilometru 16 plus 049 la kilometru 17 plus 849. Inițiator, primarul orașului Târgovna. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnule consilier, pentru. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cheltuielilor legate de proiectul modernizare sistemului de iluminat public în orașul Târgovna, județul Bacău, în cadrul programului de sprijinire a eficienței energetice și a gestionării inteligenței a energiei în infrastructura de iluminat public. Avize. Comisia Juridică și Administrație Publică a avis favorabil cu unanimitatea membrilor prezenți. Comisia Economică. Comisia Economică a avis favorabil, 5 voturi pentru avis favorabil, din 5 prezenți. Comisia Economică. A avis favorabil la unanimitate. Dacă sunt discuții legate de acest nu găsesc proiect, domnule consilier. O singură întrebare, ar dori de ce au crescut cheltuielile neeligibile la acest proiect? Cheltuielile neeligibile au crescut ca urmare a faptului că a fost pus în parte de neeligibilitate și valoarea TVA-ului. Au făcut obiectul unei contestații și nu a fost validată contestația. Da, nu știu. Da, tu mai spuneți că nu consideră. Mi-a plăcut să fie și un mic calcul economic, adică să vedem cam cât s-ar economisi, plecând de la puterea instalată actuală și la puterea noilor sisteme de iluminare cu LED-uri. Poate, bine, poate că nu se știu toți parametrii la astea, dar sigur, ar fi fost atrăgător și mai atrăgător, domnule, vom plăti factura mai mică cu 50%, cu 30%, cu 20%, cu 80% mai mică. Cu o treime. Cu o treime, da. Dacă... Atunci, cu sigur. Cu siguranță vor fi valorile mult mai mici, pentru că dacă... Păi asta, dar nu știm exact cu cât. Sunt niște calcule făcute, dar abia după finalizarea licitației, când vedem exact modelul de lampă și toate caracteristicile de montaj a ei, e clar că Târgovna, practic, acum se va afla în a treia etapă, pentru că am trecut în anii precedenți de la etapa de becuri clasice sau becuri cu sodiu, care aveau niște consumuri destul de ridicate, s-a trecut la model de lampă cu becuri economice, dar și acele erau de 15, 20, 30 de bați și acum va fi cea de-a treia etapă când se trece de la acele modele la lampă integrată cu LED și consumul crescat. Și care crezi ca tehnica lămpii, cine o are? Aici va fi proiectat de sarcini, un proiectat prin proiect și va fi licitație. Și probabil cine se va califica, vedem. Da, mulțumesc. Următoarea etapă trebuie ca, după această hotărâre de Consiliu, mergem la finanțator, care e Ministerul Mediului, se încheie contractul, după care se va trece la licitații. Și vedem atunci în ce etapă ne vom urca de etapă de tip. Domnul Grimatet, că vom fi beneficiarii unui proiect modern, așa cum se numește, și modernizarea sistemului de iluminat. Probabil că va fi un aspect plăcut, sâmpii, iluminatul.
mai eficient, adică să nu fie unul în stâlp aici și unul la nu știu ce distanță, cât să fie eficient, în tot vreme. Părim succes. Ne adicem la un program național, un proiect de reabilitare și de modernizare a sistemelor de iluminat public și scăderea... Nu se știu cuvântul modernizare, spre modernizare. Care scăderi? Poftiți? Sunt aproximativ 700 de lăni cu... În ședința în care am aprobat acest proiect, erau clar trecute și numărul de străzi. Din totalul de cât stâlp? Care stâlp modern? Din totalul de cât stâlp? 2100 de stâlp. În 2100, da. 700 vor fi modernizate. Da, da. Atât a permis finanțarea. Da, să sperăm că dacă va fi un program de succes, cu siguranță vor mai fi și alte etape în... Deci vor fi înlocuiți 700. Lăbile. Și stâlpi? Nu. Stâlpi de loc. Rămân aceia. Acum suntem în procedură pentru că o parte din stâlpi nu sunt preluați de către de noi, din, de la compania gestionară. Postul e electrică, care s-a transformat în E.ON și ce departament mai sunt ei acum. Aș avea și eu o sugestie. În zona trecerilor de pietoni, cred că va trebui iluminate mult mai bine. Să puneți mai multe lămpi sau ceva de genul. Partea centrală, datorită faptului că noi avem stâlpii cumva de iluminat în zigzag, pe parte și pe alta, în zona trecerilor de pietoni, pe o parte se vede mai puțin noaptea. Și ar trebui iluminate. În toate orașele, zona trecerilor de pietoni sunt foarte bine iluminate. Ca să se vadă foarte bine pietoni. Deci vreau să țineți cont de niște lucruri, că eu înțeleg că le puneți pe vechi stâlpi, pe astea, dar cred că mai sunt stâlpi în, în zonele alea, să puneți lămpi. În vreau de interie, într-adevăr, iluminatul în zona trecerii de pieton trebuie tratat altfel decât iluminatul clasic. Și atunci trebuie să vedem cel puțin zona centrală sau pe lungul străzii DN12A, să încercăm să punem o dată iluminat intermitent care să semnalizeze vizual de la distanță că acolo este o trecere de pieton. Ceea ce vă spuneam, că încercăm în zona centrală să amplasăm și o semaforizare, iar celelalte să fie iluminate, nu știu, probabil cu un stâlp suplimentar, dacă stâlpul nu e am plasat unde, corect, da. Unde e exact trecerea de pieton. Da. Deci în proiect sunt patru tipuri de lămpi, de la 70 de bați până la 20, funcție de... Eventual, să pot pune de stat puțin mai mare, nu știu. E clar, uitați, drumul național are 70 de bați. Deci e diferență față de drumurile secundare, care sunt de 20 de bați. Dacă mai sunt discuții, supun la vot proiectul pe ordine de zi. Cine este pentru? Domnule consilier, Răbăte? Împotrivă? Abține? Abține? Abține. Pentru. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind asocierea orașului Târgu Ocna cu județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a lucrurilor cu vot bituminos, executare șanturi și acostamente pe sectorul de drum județean DJ116 de la kilometru 16 plus 049 la kilometru 17 plus 149. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil. 5 voturi pentru, aviz favorabil cu 5 pentru. Comisie juridică. În cadrul comisiei am avut discuții, am avut invitat și pe domnul primar și pe doamna arhitect Roxana Mureanschi. Colegii de comisie le-au adresat întrebări. Ne-am lăburit asupra acestui proiect. Comisia a votat în unanimitate. Aviz favorabil. Și Comisia de Urbanism în unanimitate. Dacă sunt discuții, da, domnule consilier. Da. Aș vrea să știu dacă se poate, la cât se aproximează 5% contribuția orașului Târgu Ocna și în lei și la cât se aproximează contribuția celor care au stricat drumul, cei care o leoduc, în complex Borzești. Da. Salut, pardon.
nicio treabă una cu alta. Iar ceea ce înseamnă finanțare 95% și 5% va fi dintr-un deviz pe care îl vom însuși cu toții, pentru că e, abia după ce se va produce această asociere, se va trece la partea de proiectare și de stabilirea valorilor. Da, dar un alt calcul, așa, cu aproximație, cu materiale, cam cât ar ajunge, pentru că dă bani de la buget 5%. Poate fi mic, poate fi mare, dar nu. Dacă cred că faptul că o arteră principală de pe localitate, din localitatea de Gopna va fi reabilitată în cooperare cu sprijinul Consiliului Județean, eu cred că contează mult mai mult și faptul că cineva finanțează cu 95% din valoarea lucrării, chiar dacă trebuie, e firesc să fie ca să pui și tu niște sume. 5% este o sumă mult decât rezonabilă. De acord. Dar 5% dintr-o sumă mare este o sumă mare pentru Consiliul Local. Vă aduc aminte că trebuia să asfaltăm în Vâlcele și am asfaltat numai pe jumătate. Și este cu proiect de hotărâre, hotărâre de Consiliul Local. V-am spus să nu mai faceți referire la alte consilii locale și să acum să trăim în prezent. Nu, același consiliu. Care a aprobat. Dacă mai fi discuții? Nu vă place? O să pun la vot, că tu e consilier. Tot. Vă mulțumesc. Să pun la vot proiectul pe ordinea de zi. Cine este pentru? Domnule Abade? Ce? Împotrivă? Abține? Se cartița închisă, vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea proiectelor care cu siguranță vor schimba fața localității și alături de dumneavoastră cred că trebuie să prevedem orice soluție și să căutăm orice sursă de finanțare care poate să aducă fie și un singur bărbat să întâmplă una. Alături de, e adevărat, din cofinanțarea noastră. Pentru că vedem că de unii singuri nu reușim să ducem de la mai multe proiecte deodată. Bugetul este atât cât este și atunci orice formă de parteneriat cu instituția județeană și aici sigur că domnului președinte Ivancea că a scris la propunerea noastră și a ținut cont să vină și să pună acolo așa cum am susținut și asfaltarea zonei Găleana cu câțiva ani și asfaltarea drumului către Mănăstirea Mântura fiind un drum de interes județean. Mulțumesc!